consilier Băciuiescu Gheorghe. Domnul consilier Băciuiescu Benone. Bine. Domnul consilier Ghebuș Ioan. Prezent. Domnul consilier Plop Liviu. Domnul consilier Ghiuș. Domnul consilier Bulagea. Prezent. Domnul consilier Plop Sorin. Prezent. Domnul consilier Voicu. Deci apare. Domnul consilier Bașca Ioan, domnul consilier Bulin Ioan, prezent. Domnul consilier Parcaș Florin Mihai, prezent. Domnul Maga Ilie Delegasătesc și domnul David Marcel. Prezent. Da, vă rog să semnați și convocatorul prezentarea. Ședința ordinară de astăzi a fost convocată pe dispoziția domnului primar 310 din 24.05.2017. Vă rog, de rândul dumneavoastră, să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Sunteți de acord ca domnul consilier Farca să fie președinte de ședință? Domnul consilier? Aveți dumneavoastră propuneri? Nu. Nu vreau să refuz această propunere. Astăzi. Da. Fără, aș putea să motivez, dar nu vreau. Tocmai dacă am spus să fie liniște, să fie liniște. Da? Da. Bine? Domnul consilier Plop. Domnul Sorin, domnul, Băștic, domnul Ghebuș a cerut să justific de ce refuz această propunere. Deci prezența mea astăzi este, astăzi este aici pentru nu, a nu... invoca modul de organizare a acestei ședințe. Și de aceea, dacă sunt nemulțumit de acest lucru, prin prezidarea acestei ședințe, înseamnă că aș nesocoti ceea ce invoc. Da? Am înțeles. La ce oră am venit domnul Ghebuș astăzi aici? La 1. La cât? La 1. La cât? La 1 m-ați găsit pe mine. La ora 12 și jumătate, domnul Ghebuș. E, n-am fost atent, nu m-am uitat la ceas, dar știu că ați venit direct deci la mine. Deci era ora 12. Și... 13. Înainte de ora 13 eram, am venit pregătit pentru ora 1 la ședință. Eu n-am putut să vă contactez pe dumneavoastră, v-a contactat domnul Am întrebat pe domnul pe domnul vice la ce oră este. Mi-a spus că la ora 1. Deci, dar el v-am trimis prin e-mail un e-mail. Dar lăsați, nu mai dați justificări de genul ăsta. Eu am vrut să nu motivez. Dacă domnul Ghebuș a vrut să motivez și nu n-aș vrea să dezvoltăm acest aspect pentru că n-are rost. Faptul că ați venit mai repede la ședință, ședința a fost convocată de noi prin dispoziția primarului la ora 13:30, deci la 1:30. Faptul că un domn consilier sau domnii consilieri vor să vină o oră înainte, două ore înainte, cu trei ore înainte, să documenteze anumite chestii, nu este nimic grav. Mai grav este faptul dacă spuneam că ședința are loc la ora 3 și începeam la ora 1:30. Da, așa consider eu. Da, domn primar, în funcție de activitatea fiecăruia, eu m-am sacrificat să fiu punctual de fiecare dată. Da. Dar asta nu înseamnă că dar, mai repede cu o jumătate. Dar nu că am venit, domn primar. Păi da, nu, dar am aflat aseară la ora 21 că astăzi avem ședință, domn primar. Da, asta este. Păi, știți că am mai discutat și astăzi nu... Repet, nu vreau să dezvoltăm acest subiect ca să intrăm pe... pentru că, dacă vreți, eu am pregătit la fiecare ședință regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Cinci minute întârzi și eu. Cinci minute, nu mă aduc tractorul. Și nu vreau să mai... Regulamentul e unul și același. Păi este unul și același, dar nu vreau să dezvoltăm, deci nu se respectă. Totul de acord în anumite... Bine, dar am mai discutat această problemă. Da, domn primar, dar, puncte. Dar sunt foarte multe puncte, dacă intrăm în esență, sunt foarte multe puncte. Pentru care eu personal, ca și consilier, iau anumite bobânace care nu vreau să le expun acum. Da. De la anumiți cetățeni al comunei. Eu o să vă explic după aceea despre ce este vorba. Cetățenii comune care sunt, au nemulțumiri și au ceva probleme, ședințele sunt publice, sunt deschise, sunt transparente prin difuzarea lor. Cine dorește pot să-i dau și caseta, o pun la dispoziție, fără nicio problemă. Și cetățenii comune ar trebui să fie mai activ în ceea ce privește viața comunității
și să vină mai des la ședințele ordinare ale Consiliului Local. Părerea și punctul meu de vedere. Nu trebuie să aștepte neapărat ce spune domnul consilier care îl reprezintă sau care un domn consilier. Omul poate să vină pe viu și să-și spună punctul de vedere sau nemulțumire. Așa văd eu lucrurile. Că vin la dumneavoastră după ședință și întreabă ce se întâmplă și aia, chiar nu e greșit. Deci vin cu alt fel de abordare, domnule mare. Pentru că venim două ore aici și luăm o indemnizație care nu ar fi... Nu nimic, stă la latitudinea deci, dumneavoastră să vă diminuați indemnizația. Eu vreau să vă spun ce se întâmplă. Deci dacă vreți să vă diminuați hotărârea Consiliului Local și puteți să nu luați... Se știe prea bine că eu am vrut să refuz o anumită indemnizație și tot de aceea... La latitudinea dumneavoastră. Eu zic, din punctul meu de vedere, dacă mi-am sacrificat o oră în plus, să nu mai dezvoltăm acest subiect și să trecem la ordinea de zi. Eu sunt dator să lămâresc anumite lucruri. Da, dar sunt, dar de ce nu, dar ce este nelămurit, domn primar? Că eu n-am venit cu nicio acuză. Nu, stați. Eu am venit cu o remarcă care nu este la prima. Dialog absurd. Păi nu. Eu nu am zis că sunt nelămurit în o chestiune. Eu am zis că vreau să lămuresc niște chestiuni cu toată lumea, nu cu noi. Da. Cu toată lumea. Domnul Doctorin. Sunt Băștic Vasile. Sunteți de acord ca domnul consilier Băștic Vasile să fie președinte da. De ședință? Da. Domnul consilier. Sunt domnul Florin Boi. Da. Da, a trecut, a trecut. De ce te rupți? Citește exact de cap toată. Da. Dispoziția numărul 310 din 24.05.2007 privind convocarea Consiliului Local al Comunii Coțofănești, județul Bacău, în ședința ordinară pentru data de 31.05.2007. Primarul Comunii Coțofănești, județul Bacău. În temeiul articolul 39 aliniatul 1 și articolul 68 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată. Dispun articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunii Coțofănești, județul Bacău, ședința ordinară pe data de 31.05.2017, ora 13.30, în sala de ședință a Consiliului Local, având următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind activitatea cultural-sportivă pe anul 2017. Inițiator, Olaru Viorel, primarul Comunii. Articolul 2. Secretarul Comunii Coțofănești va urmări ducere la îndeplinirea prezentei dispoziții. Întrebați dacă sunt completări pe marginea sau sunt nemulțumiți sau mulțumiri pe marginea ședinței de procesul verbal la ședința anterioară. Sunt mulțumit, nemulțumit pe baza ședinței anterioare? Nu sunt. Rândul trecut nu s-a scris procesul verbal. Nu s-a întâlnit. Eu am venit cu chestiune. Amen. Și mă scuzați că intervin, domnule, pentru că de chiar de lucru să-mi dea. Bune, în cazul acesta, reziliem contractul cu Exclusiv TV. Și facem procese verbale. Dar acele procese verbale, ca să fie transparente pentru toată lumea, le afișăm la afișierul Comunii Coțofănești. Și la locurile publice. Și în cazul ăsta facem economie. Nu mai plătim nici televizie, așa, și nu mai vreți, spuneți că nu stenograma și toate. Frățul, stenograma, vreți că nu doriți dumneavoastră. Uite, vreți să vă dau caseta, mâine vă dau caseta și o puneți la Căminul Cultural la Borșan, pe ecran mare și chemați tot satul, să vadă ce se discută la Consiliul Local. Dar mai mult de atâta, se intre pe net, pe telefon, oricând doriți, eu acum dacă vreau, vă dau ședința de la anterior. Nu are toată lumea acces la mea. De acord, sunt bătrâni, dar au nepoți, au copii, au fii, au oameni, școală. Și majoritatea. Că face lucrurile astea. Deci, despre așa este vorba. Că vreți în continuare stenogramă, procesul verbal, da? Am. La această ședință, fata o să fie aici și o să vă... Apropo de internet. Deci eu caut înregistrarea ședinței din luna septembrie, de 6 luni de zile și nu găsesc. Vina este al domnului Băiescu, șeful meu.
Da? Adică eu n-am zis dumneavoastră, am spus Și multe. Sunt ședințe de acum 4 ani, din mandatul trecut. De anul trecut se delegizează. Este ședință cum? Din mandatul trecut. Da, de anul trecut, da. Din mandatul trecut am spus. Din mandatul trecut, eu m-am exprimat corect. Dacă tot mergem cu ședințele astea și tot discutăm așa, eu aș propune să îi dăm și pe postul local, domnule. Să avem postul local care îi trebuie să facem un contract cu dumneavoastră, să fie și de acord. Și trebuie să intrăm noi așa că vrem noi, că e postul local și intrăm noi. Trebuie să plătim drept de antenă, trebuie să plătim drept să nu stăm. Sunt alte costuri acum. E complicată chestiunea. În ceea ce mă privește, eu aș fi foarte mulțumit. De exemplu, acum aș fi vrut să mă invite pe postul local de antenă, să le explic la oameni cum e concesiunea pășului. Și înțelegeau, puteam să le explic cu taxele și impozitele, puteam să le explic cu vaccinarea, poftim, orice. Deocamdată nu avem niciun contract, nu avem timp de antenă cu ei și nu putem să le impunem lucrul ăsta. Acolo trebuie să ai și un moderator care să pună întrebări, că acolo cine să mă întrebe? Eu nu mă întreb fata aia de la cablu, care nu știe ce să mă întrebe. Eu trebuie să vin să susțin un monolog. Sau eventual pot să port un dialog cu un domn consilier din opoziție, de exemplu. Un consilier din la putere sau cu primarul care în funcție. Deci eu așa văd dialogurile astea, ca să fie eficace și benefice. Altfel, ca să mă duc să țin un monolog acolo, să le spun oameni și v-a doua zi să spună cei de la cărora nu le convine, a venit primarul, ne-a manipulat și le-a spus numai prostii și tâmpeni și ce-a vrut dumneavoastră. Nu e în regulă, știi? Dacă îmi dai, da, asta e o chestiune de timp. Dacă vreți neapărat, o să demarăm și lucrul ăsta și putem să avem emisiuni. Fără nicio problemă. O oră fixă, în care omul să știe, domnule, la ora 6-7, în fiecare miercurea, că noi nu ducem în fiecare seară, că plictisim pe oameni. Așa? La ora 6-7 ne comunică în primăria, de exemplu, o comunicare acum urgentă, nu se mai colectează gunoiul, deșeurile. Joia se colectează sâmbătă. Începând de deja astăzi. Mâine se mai colectează. Ca să știți, uite, la anul dumneavoastră, sâmbătă. Nu. În toate comunele. Toate comunele, sâmbătă. Deci nu mai colectează. Merg joia, va colecta sâmbătă. Ca oamenii să știe. Bine, e foarte important lucrul ăsta. Eu deja am transmis toate canalele, și la preoți, și la cei de la magazine, și au mers și oamenii cu afișe. S-a comunicat lucrul ăsta, dar una când oamenii era înainte, mi-aduc aminte pe timpul lui Ceaușescu, că era viața satului, ora satului, da? Comunul Coțopănești. Și avea și o melodie frumoasă în care începea emisiunea și oamenii stăteau, aveau difuzoarele alea care erau în perete afară. Și oamenii stăteau ori și cu urechi să vadă ce mai spune primarul comunii, ce mai spune președintele de Ceapiu, ce mai spune când începe aspectul, când începe când trebuie să dea porcul achiziții. Era, eu am prins lucrul, spuneați, dar cu siguranță. Chiar toți de aici la capul. Da, dar nu m-au difuzoare, nu m-au afară difuzoare, era excelent. Dar, o să vedem, de comunicare în urmă. Da, eu vă mulțumesc și dar o să fac completările de derivare pe aia, să puneți la vot procesul doar la cel din Consiliu. A supus? Care este pentru? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind activitatea culturală sportivă pe anul 2017. Inițiator Olar Viorel, primarul comunei. Nu întrebați dacă mai sunt și alte puncte pe ordine de zi, dacă mai dorește cineva să mai discute și alte. Mai este cineva, îmi dorește ceva? Atunci, dacă dumneavoastră nu ai dorit, eu am să vă spun că am o petiție pe lângă celelalte. Am o petiție de la domnul Manole Năturai, crescător de animale, pe care am vrut să dau citire în Consiliul Local. Mă merg pe mine prezent, că era bine o să fie prezent să-și susțină punctul de vedere. Și am raportul și pe lângă celălalt mai discut și alte lucruri. În primul rând să vă spun, Hristos a anunțat, se zice până la moși.
moșii fiind sâmbătă. Duminică vă pregătiți pentru că e hramul la Borșan. Duminica trecută a fost hramul de la Borșan. Joi a fost înălțarea Domnului și a fost ziua eroilor în care celor care au fost prezenți, le mulțumim și celor care nu au fost prezenți din anumite motive, probabil că sufletul a fost aproape de noi. Mulțumim domnului Maga care fiecare an pregătește parastasele ăsta fără a avea niciun avantaj. Colac, prăjituri, din tot ce se poate, din și așa mai departe, fac niște cheltuieli, pentru care vă mulțumesc în mod deosebit și să rămână la doamna, pentru că e o femeie deosebită. Și vreau să spun că a ieșit, mulțumim școlilor în comună care s-au implicat și profesorilor, cadrelor didactice în general, pentru că a ieșit un lucru frumos și noi ne-am prezentat la înălțime și în ultimul rând să mulțumesc colectivului meu din primărie care s-a implicat în mod deosebit, chiar și cu curățenie, la Bâlca, pentru că acea biserică are puțin enoriaș, am mers cu fetele la primărie, cu cei de ajutor social, și am vopsit focul, și am văruit, și am vopsit bare metalice, și am îndreptat parcările, și am făcut, am fosit, am făcut tot ce ar trebui, am tuns gardiu, că dacă nu, ar fi arătat că am făcut bombardament. Aici tot trebuie frumoasă, a fost preot, lumea a fost mulțumită și aerul a fost să facă de sărbătoare. Ceea ce privește procedura de, aici bine să lămurim lucrurile astea și eu am dus să le-am lămurit odată și lămurit aici. Nu trebuie să ne ferim chiar dacă e înregistrare. Trecem într-o perioadă foarte proastă în ceea ce privește personalul primăriei Comunii Cotroceni. Când spun lucrul ăsta, mă refer în primul rând la nu inactivitate, pentru că este greșit termenul, la problemele de sănătate a domnului secretar. Domnul secretar al Comunii Cotroceni are niște probleme de sănătate destul de delicate, destul de complicate, ca să spunem așa. Ca oameni și cetățeni și colegi, până la urmă, că și dumneavoastră, că în calitate de consilier sunteți colegi, suntem colegi cu toți aici, trebuie să înțelese că astăzi s-ar putea să fie rău la mine, nu s-ar putea să fie rău la dumneavoastră. Eu îmi doresc din tot sufletul ca toată lumea să fie sănătoasă, inclusiv le doresc sănătate și la cei mai apriși dușmani al mei. Dar de tot sufletul. Dumnealui, probabil că se va interna săptămâna viitoare la Iași. Nu-i multă bază pe dumnealui, nu mai avem. Pentru că nu mai avem. Din cauza acesta s-au perturbat anumite lucruri în ceea ce privește pregătirile ședințelor Consiliului Local. Noi am căutat, pe cât posibil, să suplinim în totalitate lipsa domnului secretar. Deci, ce se întâmplă? Aici e un angrenaj foarte complex al administrația publică locală. Dar din angrenajul ăsta, închide situația lor. Din angrenajul ăsta, dacă îmi lipsește un... Știți că într-un motor sunt piese foarte, toate piesele sunt importante, sunt piese care sunt foarte, foarte importante. Nu o să meargă motorul fără arborul de cotit, de brochen. Nu o să meargă chiar fără de pop. Prima piesă în angrenajul principal al unui primării, în afară de primar care este coordonatorul activității și care este șeful administrației care își coordonează tot ce se întâmplă și răspunde pentru tot ce se întâmplă, prima piesă importantă după primarul comunii este secretarul comunii Cotrofanești. Pentru că de el depinde tot ceea ce facem noi aici, ceea ce privește legalitatea actelor, în ceea ce privește angajarea, în ceea ce privește tot ce se mișcă într-o primărie pe toate compartimentele. Deci orice compartiment, că e social, că e financiar contabil, că e agricol, că e taxe și impozite, că e urbanism, că e situație de urgență, că e vicele primar, că e primarul chiar, consultarea o are cu secretarul. Dacă secretarul nu este apt de a-ți da, nu povața, îndrumarea legală corectă, se cam rupe firul.
ceea ce privește, eu am studii juridice, dar nu pot ocupa de tot și de toate. Pentru că legislația românească, de cum bine știți, se schimbă zi de zi. Sunt, uitați-vă la câte o lege, luați câte o lege. Luați, de exemplu, să o luați acum asta care face cu salarizarea. Bine, dacă nu e impus. Dar luați câte o lege, orice lege vreți dumneavoastră. Legea 50 al construcțiilor. Legea asistenților sociale, maternale, ce vreți dumneavoastră. Și vedeți că sunt modificate cu încă 20 de acte normative, în care ori hotărâre de guvern, ori ordonanță de urgență al guvernului, ori ordonanță de guvern, ori ordinul ministrului, e ceva. Și trebuie să fii la punct. Dumnealui are tot la punct. Noi ne-am abonat la un program numit Legis, și în care da, nu are capacitatea de a face lucrul ăsta. Iar eu nu am timpul fizic efectiv de a face și, prin urmare, am delegat sarcinile, că nu pot lucra fără secretar, am delegat sarcinile legal, cu drept de semnătură, doamnei Savin Tatiana. Dar nici fata asta nu poate acoperi totul pentru că are parte de protecție socială. Și gândiți-vă la Comuna Brotovănești, compartimentul social, împreună cu doamna Eleni, care se ocupă de alocații, care aici sunt împărțite, unele pe alocații de susținere, pe copii lăsați prin maternități, copii abandonați, copii aflați în centre de plasament, copii aflați în, la oameni acasă, sunt foarte multe. Iar dumneavoastră se ocupă cu problemele de ajutor social, în care vezi dacă a plecat ăla, dacă... În fiecare zi se mântă un teanc de dosare așa, numai la asistență socială. Deci nu poate acoperi totul. Și prin urmare, se mai întâmplă aceste sincope, aceste neplăceri în care nu sunteți anunțați în timp util. Și v-am rugat de la o ședință anterioară, dacă nu la cea de cura trecută sau la cea, să fiți puțin mai toleranți și mai înțelegători cu situația creată. Pentru că nu am stat cu mâinile în buzunar, noi tot am sperat că domnul secretar să revină. Am trimis la ANFP-ul, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici la București, să angajăm, scoatem la concurs postul de jurist consult. Pentru că nu putem scoate la concurs postul de secretar de comună, pentru faptul că el nu este vacant. Pentru că secretarul nu este pensionat nici medical, nu este pensionat nici de drept. Deci nu putem scoate decât atunci când va fi postul vacant. Când dumnealui va fi pensionat medical sau de drept, Doamne ajută să revină și să nu fie nevoie. Dar să am un om acolo de bază cu care să pot sta de vorbă, care se ocupe exact de la legalitatea celor ce se întâmplă în primărie, de activitatea primărie. Și atunci o să angajăm un jurist consult, n-am niciun partitul cu mine, nici l-am de gând să am, mie întreb un om și totdeauna am făcut lucrul ăsta și mă mândresc cu acest lucru, că am angajat numai oameni competenți. Eu zic pe domnul secretar, că dumneavoastră, eu sunt foarte competent. A venit această, cum să spun, babele de acest vând rău, știi, vând rău. Pe tine și treci prin anumite momente critice. Și totdeauna am îngărat oamenii, toți oamenii care sunt, eu mă mândresc cu ei, sunt competenți și fac treaba. Cu toate volumul lui este foarte mare. Și de asta vă spun, încă să mai aveți puțină răbdare, puțin pică răbdare, cum spune Nenea Iancu, din Caragiale, pentru faptul că durează. În primul rând, că am dat ANFP-ul, ANFP-ul trebuie să ne dea aprobarea și la ANFP-ul durează. O lună, două, trei. După care, trebuie să dăm anunț în monitor oficial. În 20 de zile, eu am luat și am studiat procedura. În 20 de zile se depun dosarele cu CV-urile, cu tot ce conține un CV-ul, dacă cu poliție politică, cu tot, cu pregătire și așa mai departe. După care se dă, face examen, nu se ține examen, dar secretar se ține la București, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. În cazul de față, în speța în care povestesc o dumneavoastră, concursul se va ține aici de un secretariat al comisiei, de o comisie de contestații și se va înscrie oricine la acest concurs. Nu vom avea, nu vom pune îngrădiri că să fie neapărat din Comuna Cuțufanești, nu vom pune îngrădiri că să fie neapărat din rudă cu cineva din primărie și nici nu indicat. Vom ține și să aducem un tânăr de perspectivă care să vrea să facă treaba.
cu siguranță că dacă este pe domnții de școli, va trebui să mai pierd ceva timp cu el să-l inițiem. Adică să mai pierdem ceva timp să-l inițiem. Pentru că, închipuiți-vă, orice inginer și orice om care este primar cu domnții de școli, nu le știe. E greu. Până și intră în până vede, până... Dar dacă e cineva care are mintea la el, are capul pe umeri și picioare în pantofi, cum place mie să zic, așa, și dacă are bună voință, intră în ritm, în 2-3 luni de zile, poate intra în ritm. Mai ales cu programele astea noi, cu legii, cu asta, important este să știe să dea interpretarea legilor. Pentru că uitați-vă dumneavoastră, te duci în instanță cu o speță, la Onești, și pierzi procesul. Aceeași speță se judecă la Focșani și câștigi speța, câștigi cazul. În funcție de interpretare și în funcție de avocat. Despre asta este vorba. Deci trebuie să dai o interpretare foarte bună a legilor și acolo unde nu știi să te interesezi și la alții, care sunt mai deștepți ca tine sau care au mai multe lecțiuni ca tine. Despre asta e vorba. Deci, dar chestiunea asta e de durată. De asta vă cer. Și nu vă condamn pentru refuzul de a nu conduce ședința. E dreptul dumneavoastră. N-am spus bine informat, dar eu am spus să mai aveți un pic de răbdare. Într-adevăr, cu 5 zile înainte se convoacă ședințele extraordinare, la ordinare se poate convoca și în 24 de ore, extraordinare și în 24 de ore, dar nu cred că asta ar fi un motiv așa de... Iar pe domnul Parcaș, încercăm să dacă își verifică telefonul, luni v-am sunat de 3 ori. Deci terminați la telefon 560, eu v-am sunat. Am înțeles. Am avut nu știu de ce trebuie să dezvoltăm acest subiect. Nu putem intra în multe. De lămurit. Păi s-a lămurit, dar... Bun. S-a lămurit. Și eu am pus acum încă o dată. Și atunci pe mintea la dumneavoastră. Dumneavoastră, mai sunteți tolerați și înțelegători pe această perioadă și vă rog, domnule președinte, supuneți la voi. Și cine nu e de acord, poate să nu e de acord. Supuneți la voi, cine e de acord, să nu... Care este de acord? Să fiți tolerați o perioadă. Adică tolerați ce înseamnă? Încălcăm legea. Încălcăm legea. Tolerați că s-ar putea să mai nu răspundeți la telefon, să mai întârziem cu o zi, să vă anunțăm. Tolerați că în sensul nu vă poate transmite stenograma, dar totul vă stenograma, procesul. Ba, toleranță în privința asta, nu altă toleranță. Nu vă cerem să votați cu un vreme. Domnul secretar a intrat în concediu de luni. Deci noi ne-a luat prin surprindere. Absolut. Absolut. Deci despre asta este vorba, eu nu ți-am spus toleranță, dar a aproba ce vrem noi aici. Spun eu ceva și vreau să fiu de acord cu toți. Dar nu ne vom... Dar nu despre asta discutam, domnul. Împotrivă? Prima, nu despre asta discutam. Așa, după aceste fiind zise, această introducere, o să trec și o să vă prezint materialul la ordinea de zi. Sper că am fost destul de explicit și v-am prezentat situația reală așa cum este. De altfel, cum suntem toleranți și noi cu lumea asta. Eu cred că am găsit destul de toleranță, domnul consilier, și din partea domnului secretar și a executivului comunitar. Cred. Și nu cred că trebuie să mă contravincez. Și acum trec la primul punct pe ordinea de zi. Raport privind Biblioteca Comunală Gheorghe Dumitrescu. Trăim în un preocupă în care progresul științei și al tehnologiei a înregistrat o evoluție uimitoare, una dintre dominantele acestei epoci fiind transformarea calculatorului într-o componentă a vieții profesionale și private a fiecăruia dintre noi. Fenomenul instantaneu la informație, conexiune rapide între persoane, aflate la mii de kilometri de distanță, aducerea lumii înconjurătoare, mult mai aproape de fiecare dintre noi, pentru biblioteci, simplu împrumut de carte, nu mai este de multă activitate definitorie. Cărțile, în format clasic, vor continua să joace un rol important, dar lor li se alătură valențele extrem de diverse ale calculatorului. Biblioteca Comunală Coțofănești oferă tuturor membrilor comunității servicii de informare, studiu, educație, lectură și recreere, și le permite să folosească în mod eficient informația, indiferent de formă și structură, oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin bază de date și colecțiile proprii și prin uriașul potențial al internetului. Biblioteca Comunală Gheorghe Dumitrescu funcționează în Căminul Cultural Coțofănești sub îndrumarea și obrăduirea legii bibliotecarilor numărul 334 din 18 iunie 2002.
care reglementează diferite aspecte legate de activitatea bibliotecară. Biblioteca are un program de lucru zilnic între orele 8 și 16. Un volum de carte estimat la 8768 volume, din care 2725 beletristică, 430 literatură pentru copii, iar diferența fiind foarte diversificată. Prin programul Biblionet, care înseamnă un pas important pentru informare și care este dedicat persoanelor de toate vârstele, biblioteca comunală este dotată cu 4 calculatoare conectate la internet, dotate cu camere web, căști și microvale, o imprimată și un scanner. Un fotocopiator, un proiector și un ecran de proiectare. Ceea ce duce la o bună desfășurare a activității și cu speranța de a veni în ajutorul atât de elevilor, cât și în mare parte a tineretului, de care se pare că sunt foarte interesați în acest moment. Programul Național Biblionet, Lumea în Biblioteca Mea, partea programului mondial global Libreris, finanțat de Fundația Bill et Melinda Gates și implementat în România de către Fundația Internațională Research Exchange Board IREX, deci cu engleza nu stau bine, știți înainte, are ca principal scop facilitarea accesului populației la mijloace de tehnologie informaționale în vederea asimilării de către toți membrii comunității locale a utilizării noilor tehnologii, ale informării și comunicării pentru creșterea calității vieții, acces internet pentru informare și rezolvarea unor probleme de sănătate, învățământ la distanță, piața muncii, asigurări sociale, administrație, turism, petrecere, a timpului liber, etc., facilități de comunicare prin poșta electronică. În paralel cu activitatea desfășurată în cadrul Bibliotecilor Actului de Cultură din Comuna Petrovănesc, s-a desfășurat continuu sub directa îndrumare a cadrului didactice care au constituit tot timpul un model de urmat în ceea ce privește programul Să Învățăm Împreună pentru a nu abandona școala, care cuprinde cele două proiecte, A Doua Șansă și Prevenirea Părăsirii timpurii a școlii. A școlii. În acest sens, sub patronajul și cu ajutorul material deosebit din partea primăriei școlile comune, au făcut dovada interesului pentru actul de cultură prin diversele activități culturale organizate în spațiile căminilor culturale amenajate prin grija autorităților. Acum eu o să mă leg puțin pentru că cultura este legată și de sport. O să mă leg puțin și de faptul că materialul este prezentat doamna bibliotecar, doamna Mocanu Carmen, care în acest moment are un cumul de funcții, este și arhivarul primăriei Comunei Coțiuanești și se ocupă și de registrul agricol pe o perioadă determinată de timp. Dar arhivarul este în permanență. Avem și partea de sport, cum știți foarte bine, activează echipa de fotbal astăzi pe Comuna Coțiuanești. Știți că avem hotărâre Consiliul Local prin care aprobăm anumite cheltuieli, adică cele care se pot deconta în ceea ce privește numai vizele care depunea AGPP, vizele medicale parțial, în rest, prin sponsorizări, adică prin sponsorizarea mea. Sponsorizări nu prea sunt. Nici nu există acel interes pentru sport cum era înainte în comună. Eu le-am asigurat, am căutat eu, cu dumneavoastră, 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 le-am asigurat o bază sportivă cât de cât pusă la punct, comparativ cu alte localități. Suntem sigur acum, nu știu, Cornățelul, care nu-i sponsorizează fiecare din buzunar jucătorii. Suntem singuri pe Valea Tutușului care merge în Cornățelul și Coțofănești, nu? Acolo primăria nu s-a implicat. Și în rest nu mai avem echipă decât cu care nu sunt mari nici Bogăriști, nici Cașe, mare, pardon, nu, nu spunea Cașe, Bogăriști mari, Oituzu, Târgu Ogna, Târgu Totuși Moare, mai e Bogăriști, are se făcut de la, nu știu cu Bă, nu Buciu, Buciu, nu mai are, au, Agășul. Da, Agășul, Agășul. Cum o mai mare, cu Bărcomul. De la Gărbe, Târgul. Omul e mare, frate. Bogata? Bogata, nu, de la, aparține de Bogata. Dofteana. Dofteana, nu. Așa, frate, Dofteana. Dofteana și
Și cam atât pe valea asta, deci înainte când erau două serii pe divizia Cincea. Am aici lângă mine a fost fotbalist care i-a jucat și Nuțu și cam atâta. Erau două serii, era o serie pe Valea Trotușului și o serie era pe Bacăului, Tarcăului, pe acolo, așa. Acum, de-abia în tot județul am făcut o serie. Jucăm numai pe la Itești, pe la Fărăoan, pe la, vă dați seama, deplasările sunt colosale. Și eu n-am pus să decontez banii aia, că îi dau bani, le dau bani ăștia pe benzină. Și bonurile alea nu le decontează. Dau bani, 500 de mii mașină, ne mai dau o ladă de bere la bufet, apă minerală când îi trebuie la pauză, plătesc medicul, mai vine, prestează și acolo, aia nu-mi dă bon. Unde? Vine fata să-l fotate și 500 de mii, nu-i de aici de acolo. 500 de mii, unul cu ziua la muncă, cu prășastă la vie. Când o iau pe fata cea de sus, de la Bobos, acum a venit, am noroc că o avea și pe aia. Sunt niște cheltuieli colosale, dar asta o fac pentru faptul că vreau să țin animată viața sportivă, culturală, biblioteca sportivă în comună, să vă ajut tineretul, să mai meargă. Mai duci duminica, mai vedem, am jucat în Cupa România, jucăm în campionatul ăsta, nu reușim să promovăm, să alții mai buni ca noi, au bază mai puternică, au susținere mai puternică, comuna e mai bogată, e mai mare, mai înfloritoare, despre asta e vorba. Nici tineretul pe care l-am nu mai au aceeași dăruire și aceeași obligație și atitudine față de fotbal. Așa, de lăsători, toți vedete, toți sunt cu mofturile lor, cu pretențiile lor. Dar eu sunt mulțumit pentru faptul că încă îi mai țin în picioare, încă mai țin activitatea asta în picioare și sunt mulțumit că nu lăsăm un teren de fotbal să-l transformăm în pășune comună. Pentru asta sunt mulțumit și chiar cât voi fi primarul comunei Cotroceni, eu voi ține această echipă. Că închipuiți-vă că sunt vreo 17 etape, pentru că au 30. La fiecare 30 faceți calcul un 1,5 milion, atâta mă costă bani ca nu vă întâi de contezi. 1 milion berea lor și cu deplasarea aia și 500 la medic. 1 milion numai. Faceți tot urea, fac și urea. Urci pe doi. Băi, ce sunt mai nemulțumiți, așa, ar vrea mai mult. Eu am spus mai mult pot să-i ofer, că n-am de unde. Dacă găsiți voi alt sponsor să vă dea. Sponsorii nu se bagă, l-am rugat pe domnul Șerban, nu vrea, eu m-am interesat. Nu dorește să se implice în fotbal. Deci, nu cred că e Lili, dar nu e aici. Dar nu semnează pe aici. Și de asta vă spun ca să nu pierdem timpul. Eu țin vie să această activitate sportivă în comună, pentru că chiar mă interesează. În primul rând îmi place și sportul și în al doilea rând pentru că ar fi păcat ca să nu le mai dăm ceva ocupație tinerilor ăștia lor noștri. Știți că o perioadă am mai solicitat la dumneavoastră câte un bănuț acolo pentru cotizație la echipa de fotbal, la asta trecut. Și poate reintroduce, doctor. Asta cu voința dumneavoastră. De ce să nu fim coparticipanți, nu? Cine vrea să... Fiecare în limita posibilităților. Dacă puteți să dați acolo, o și 100 și 10 lei e suficient. Dacă adun acolo, măcar să plătesc medicul, e suficient. Pentru mine 10, e suficient. 10 lei lunar, nu? Da. Da. Una. A, așa. Dar luați-o și pe asta, nu mi-ați luat în agenția, nu? Da, despre asta. Unde depunem banii ăștia lunar? Eu pentru banii ăștia nu vă dau nicio chitanță. Păi, unde depunem? La mine, personal. A, la mine. Sau la dumneavoastră, dumneavoastră, pe asta nu vă dă chitanță, nu am văzut. 50 lei. Deci banii ăștia nu am pus, vă dau chitanță, nu știu chitanță. Deci am spus niciunul. Dar n-am solicitat. Niciunul. N-am zis unde se chitanță. Dacă vreți, lăsați la caserie, nu-i depuneți din mâncăie. Așa. Lăsați la caserie, domnule, lasă unde e caserie. Vorba de 10 lei, 15 lei, cât doreți o să lăsați, 5 lei. E suficient. Facem mâncea aia. Mai cum, nu mai spun că cumpăr minci pe alea, care mai de contier, care mai de contier. Plase, n-am găsit, am cumpărat, așa mai departe, poate la porta. Sunt în bada. În rest, vreau să citesc proiectul, permisiunea noastră, proiectul de hotărâre pe linia de cultură
și la asta, la, la sport. O să mai revenim cu... Dar vezi că, în primul rând, de bine, avem niște acte aici, avem le-a lăsat. Anexul. Conform anexul. Poftim? E proiectul, așa, conform anexului. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activități culturale sportive organizate la nivelul Comunei Coțumănești de Subacău. Consiliul Local al Comunei Coțumănești de Subacău, având în vedere articolul 36, alineatul 1, alineatul 2, litera B și D, coroborate cu alineatul 4, litera A, respectiv alineatul 6, litera A, punctele 1, 4, 5 și 6, din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală, cu completările și modificările ulterioare, având în vedere raportul de specialitate numărul 3133 30.05.2017, întocmit doamna Mocanu Carmen Bibliotecar, având în vedere raportul de avizare ale Comisiei de Specialitate, în temeiul articolul 45 legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, publicate cu modificările și completările ulterioare, propun spre hotărâre, articolul 1, se aprobă programul de activități culturale sportive organizate la nivelul Comunei Coțumănești pentru anul 2017, conform anexei numărul 1, ce face parte integrală, prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare, la sediul și pe site-ul Primărie Comunii Coțofănești, www, deci asta e site-ul Primărie, www, primărie, ia primăria coțofănești.ro și se transmite către instituția privată, instituția Comunii Coțofănești, biblioteca comunală și celor interesați. Anexele astea, o să vi le citesc, servicii pentru ce poate oferi. Dar am spus în material, are biblionetul, are un calculator, are un fotocopiator, are un ecran de afișare, vin copiii de la școală și mai folosesc aceste, această tehnică IT, ca să zic așa. Ce pot să spun, că biblioteca este foarte bine dotată. Este foarte bine amenajată, într-un spațiu corespunzător la toate controlele care le-am avut în partea cu Ministerului Culturii, adică domnii de la cultură, nu au avut a spune mare lucru, adică să ne atragă atenția în anumite aspecte, așa cum am avut și la arhivă zilele astea și au fost foarte mulțumit de arhiva noastră cum arată, în paradigma de arhive, foarte bine, deci tot discutate. Nu are cine să o mai citească, pentru că acum tineretul este interesat de calculator, de tabletă, de telefon, nu se mai citește carte. Asta e adevărul. Vrea rezonatul din romanul Ion, se duce la telefon, și eu am telefonul meu net, și mă uit la romanul Ion de Slavici, și acum caut unde rezonatul romanului Ion. Am plecat din și acolo vă... Rebream, pardon, spuneți. Da, Rebream, livrul de... Da, am înțeles. Slavic, de ce o mare biserică, pardon. Deci, nu mai e interes pentru bibliotecă, nu știu, probabil că un viitor poate apropiat, poate îndepărtat, lumea se va aplica mai mult pe bibliotecă, pentru că una să ții informația dintr-un telefon sau dintr-un tabletă și una să citești tu o carte pe care să o ai acolo la tine în bibliotecă și din când în când să o răsfăiești. Sau să duci la bibliotecă să o răsfăiești. Adică așa consider eu. Oamenii deștepți ai nației astea românești s-au ridicat prin citire, prin multă cultură citire. Eu gândesc un academician sau un doctor docent sau un aia, nu și-a tratatele după, sau poate și aia, după tablete și nici după calculatoare. Sunt cărți de specialitate, cărți de beletristică pentru cei care sunt interesați de acest domeniu, sunt aia. Deci, telefonul pentru mine și de aia este o chestie de, cum să spune, de urgență ca la 112. Te afli undeva, vrei să știi o informație și o accesezi atunci să afli. Dar dacă vrei să aprofundezi anumite lucruri, e bine de citit o carte de la safoadă, așa de parte. Nu se zic și ochii, nici aia. Nu cam atât, dar v-am spus. Bibliotecile școlare sunt puse la punct. Dacă vreți să... Comisia de Specialitate. Și dacă, dacă are cineva de ceva de spus. Comisia de Specialitate? Comisia de Specialitate.
Comisia a avizat favorabil, nu știu ce tot nu știu. Care este pentru? Împotrivă? Da. Acum, cu permisiunea domnului președinte și a dumneavoastră, eu am obligația de a prezenta o sesizare a domnului Manole Neculai, crescător de animale. Am depus-o la Consiliul Local în data de astăzi, 31.05. Eu am crezut că o să fie prezent și din Oliver și pentru că aș o discuție să lămurim mai multe aspecte. Dacă n-a venit, eu, datoria mea este să o prezint. Către, nu face către primărie, către Consiliul Local. Către Consiliul Local al Comunei Cotroceni de Ciubacău. Prin prezenta, fac preciza, fac referire la hotărârea dată de dumneavoastră la ședința de Consiliu din luna februarie 2017, în care s-a aprobat taxa de închiriere a suprafeței de 537 hectare pășunea aferentă comune. Domnul consilier, cu respect vă rog să reveniți la acea aprobare pe care ați dat-o la solicitarea domnului primar Olaru Viorel și doamnei inginer Nistodie Petronela, deoarece nu are suport legal și ați fost duși în eroare. Dacă reușesc să vă mai produc și în eroare, foarte bine. Am un consiliu slab. Justifică afirmația, vreau vă informa că la calcularea taxei, deci dumneavoastră nu studiază de ce, la calcularea taxei pe hectar pășune, primăria Coțofănești a respectat documentația de bază întocmită de Camera Agricolă Bacău, care este amenajamentul pastoral, ceea ce bine spune dumneavoastră. Da. Așa? Deci se contradice singur. De asemenea, acest document consider că nu a fost înaintat dumneavoastră, ceea ce e o mare prostie. V-am informat de el de acum un an de zile, sau cel puțin jumătatea. Înaintat de dumneavoastră, pentru că lectura înaintată de a vă solicita aprobarea, vă informez că nici noi, cetățenii crescători de animale, care am închiriat pășunea, nu am cunoscut. Ceea ce e un unec pentru faptul că nici nu au fost interesați. Și o parte din ei, părere de rău, spun, nici l-au înțeles. Și la cum citeau. Pentru că erau și termeni tehnici, erau și termeni. Și am înțeles că este și un volum destul de mare. E destul fost, când am discutat da, acest aspect. A fost pus la dispoziția. Da. Da. A, care, așa. Așa. Deci nici cetățenii. Acest aspect reiese și din refuzul. Mă chinu să citesc, că de azi am primit-o, am primit-o acum o oră. Trebuia să o recitesc ca să fost. Și din refuzul la mulți dintre noi care au refuzat suprafețele pe care am fost puși în posesie, vorba din urma licitației. Domnul consilier, la ședința de consiliu în cauză am menționat că pășunea comunală Coțofănești nu este întreținută din anul 1989. De aceea și la această dată susțin respectat același lucru și pentru a vă convinge, vă rog să solicitați informare de la APIA Onești și o să constatați că cele relatate de mine sunt conform cu realitatea. O altă problemă gravă este faptul că parte din pășune într-o suprafață însemnată este înstrăinată sau folosită în alte scopuri decât cel destinat pentru
legea, pentru care legea nu permite. Nu spune ce și cum. Față de, eu am să răspund punctual, față de cele menționate mai sus și altele și numele meu și a toți crescătorii de animale, care toți crescătorii semnează numai dumnealui, e altă problemă. Dumnealui își arogă meritul, își arogă semnăturile tuturor cetățenilor. Crescători de animale care au închiriat pășuni în calitatea dumneavoastră de aleși local, vă propun următoarele. Două puncte. Unu, formarea unei comisii care să verifice situația actuală a pășunilor. Doi, verificarea documentației, caietul de sarcini, în speță, criteriile după care primăria Coțofănești a calculat redevența pe hectarul de pășune. Așa aici, în paranteză, spune amenajamentul pastoral, hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 80 din 1606 pe 2016. 3. Modul cum suprafețe din pășune au fost înstrăinate sau folosite în alte scopuri și altele. În alte scopuri și altele. Așa să fie altele. Da. Propunem ca în comisia formată din aleșii locali să facă parte și crescătorii de animale. Vă mulțumim, domnul Manuel Nicolae, semnează singur în 31.05.2017. Acum, datoria mea este următoarea, să lămurim aspectele. În primul rând că eu am spus-o și cei din Consiliu anterior, și știți și cei din Consiliu actual, am spus noi, orice și la toate primăriile interesați-vă la cei care au avut concesionată și închiriată pășunea, cum au avut-o Bobi Strotușana, înainte s-a putut face fără amenajamentul pastoral. Acum, toți care au avut, mi s-au făcut și v-am arătat o adresă, dacă nu mă înșel, care li s-a impus să facă amenajamentul pastoral. Acum la jumate. Poftim? Acum la jumate. Acum li s-au dat termen, nu s-au dat termen, da, pe amenajamentul pastoral. Noi am respect, pentru că eu respect legea. Am un defect profesional să respect legea. Am făcut amenajamentul pastoral pentru faptul că nu puteam scoate la licitație. Eu nu mă pricep la pășune. Nici nu cunosc toată pășunea. O cunosc așa, dar pe parcele și pe blocuri fizice nu o cunosc. Nu știu. O cunosc. Nici nu știu dacă era treaba mea, nici doar inginer nu știu treaba mea. Pe blocuri fizice și care e eligibil și care nu e eligibil. Aveți cuvântul meu de onoare că nu știu nici acum care este eligibilă și care nu este eligibilă. Știam doar atât, da? Că din totalul de 537 de hectare, pe timpul când o administra primăria, erau eligibile o suprafață de 300 aproape de hectare. 322 de hectare. În urma unei, după ce au luat Bobi Strotușana, în urma licitației, în urma unei sesizări a domnului Manole, că nu i-a convenit, s-a redus suprafața, deci dacă e redusă suprafața, e redusă datorită reclamației domnului Manole, ca să știți. Mie nu mi-a frică, putea să fie aici, mie îmi place să joc cu cărțile pe față și cu realitățile pe față și cu adevărurile pe față și pe masă. În urma celor care au venit, aia, știu eu, mai documentați, mai puțin documentați, au redus suprafața de la 322 la 222 de hectare. Deci am pierdut 100 de hectare eligibile. Automat. Ceea ce vă foloseam dumneavoastră acum. La cei, la crescători de animale. Am pierdut 100 de hectare. Nu mai spun că în urma acelei licitații s-a avut loc acel proces, ne-a reclamat pe la DNA, pe la parchet, pe dumnealor, la Bobis, pe mine, la primar, pe doamna inginer, ne-a dat în judecată, procesul a durat 3-4 ani de zile, a pierdut, era de așteptat, nici nu avea cum să câștige, are de plătit niște cheltuieli judecată, e problema dumnealui, eu plătim, eu plătim, distanța știe ce are. Iar noi am făcut aia. Și am făcut amenajamentul pastoral, am făcut așa cum spune legea, cu piețele alea îngrădite, făcute, venind la timp. După ce am făcut amenajamentul pastoral, a trebuit să calculăm redevența. A trebuit să căutăm un om de specialitate care să calculeze redevența. Care, dacă vă uitați, dumneavoastră, bine atent. Că aveți toți dinți și toți băieți sunteți băieți destupați la minte, tineri și aveți
tablete și calculatoare și prin telefon aveți, uitați-vă că redevența noastră nu e redevența cea mai mare din țară, nici din județ. E o redevență la felul cum arată solul și pășunea Comunii Cotovarești. Stabilită de prețul stabilit de acea... Da. Nu, ei au făcut un amenajament, prețul a stabilit un tip care tot prin direcția agricolă și prin hotărârea Consiliului Județean, vedeți că invocă dumnealui aici. Da, 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 raportat? Da, da. La și care s-a raportat acest preț. Da, și uitați-vă, uitați-vă din ședință, de aceea, eu cred că dânsul vrea cu totul și cu totul altceva. Nu, vă spuneți. Exact. A, spuneți. Eu vă spun ce vreau. Că eu n-am înțeles de acolo ce vreau. Eu, da, vă spun eu ce vreau. A, păi spune. Nu v-a spus, v-a pus două aliniate, v-a spus ce spune, o comisie în care să... Da. E, bine. Bun. Așa. Noi am făcut licitația. Nu poate contesta nimeni în modul cum s-a... Ați fost la licitație, deci în jurul. Ați fost. Puteți contesta modul cum s-a ținut licitația? Considerați că a avut cineva un amestec să influențeze în mod sau altul pe cineva din care au licitat? Țin minte doar atât, dar eu am uitat în prag și am zis doar atât. Atenție, nu vă hazardați, nu vă duceți la prețul mare. Voi o să vă doare la buzunar. De care vă omanul este chiar acolo, unde stă dumneavoastră. Ce te bagi dumneavoastră? Zic, unde te bagi dumneavoastră? Vezi, iar te bagi? Deci eu vreau dumneavoastră, nu mă mai bag, nu mai scrie nimic. S-a ținut licitație, după așa cum a fost, am avut comisie de contestare. Exact. Comisie de contestare a licitației, care în două zile trebuia să rezolve contestațiile. Nu a venit nimeni la contestație, nu știu dacă am avut contestație. Nu. Deci nu. Caietul de sarcini a fost pus la dispoziția celor care au licitat. Fiecare a avut, că l-au cumpărat, l-au și plătit, au plătit 10 lei pe el. L-ați avut? Așa, ați avut amenajamentul pastoral, ce aia dumneavoastră invocă că lumea l-a cunoscut. Deci niciunul grasă, sfruntat. Că n-a studiat. Da, dacă a studiat, obligat, că le-a luat caietul și le-ai pus pe oala cu lapte, nu e vina mea. Sau le-ai pus pe, știu eu, pe sob de sus. Nu mai e vina mea. Bun. Deci aici se minte. E clar că se minte. Bun. Mai spune o chestiune pe care, uitați, eu vreau să le demontez. Am înstrăinat pășune. Vreau să știu cui am înstrăinat pășune și ce am făcut de oră. Eu vă pot spune și am spus-o. Sunt 10 hectare care sunt revindecate la intrare, care niciodată n-a fost pășune, acolo a fost teren arabil. De la intrare în pădure, cum intri, te duci la, între drumul sus, de la Borna cu pădure, pe stânga începe pădure, pe dreapta începe pășunea. Acolo n-a fost pășune niciodată, acolo a fost pădure. Acolo i s-a dat un tip de la Sascut, cu acte în regulă, aprobat de prefectură, de OCPI, nu de mine. Așa, noi am propus pe aprobare, omul a venit cu astfel de beton în regulă și a luat de cercare pe care ulterior le-a vândut un echip de la Adjut. Dar am ținut cont, că eu totdeauna țin cont, că făcusem în zona bazinul de apă, să decupez acea zonă, bazinul să rămână în proprietate comună. Deci am ținut cont și de lucrul ăsta. Și mai invocă, că am luat și harta acum, mai invoca faptul, bănuiesc că de acolo se referea, unii au arat pe zghiera domnul Șerban, sus pe zghiera la Tămșoaia. Suntem importați cu urechești. Și am luat cu doamna ingineră și am suprapus ortofotoplanul. Și m-am uitat, de arat, dacă au arat, au luat porțiunea asta care e de la urechești. Sub ce formă, nu știu. Asta de aici, asta a n-am înstrăinat nici cu bani, nici fără bani, nici pe interese, nici pe alte interese, nici o bucățică de interese. Deci pe astea două chestii sunt vorba. E vorba. Deci nu-i nimic. Spune că am înstrăinat, deci mă încriminează și mă acuză. Dar nu spune cum. Anumite aspecte le explică că nu s-a citit caietul de sarcini, că nu s-a... Dar cum am... ce am înstrăinat și cu i-am dat și cum am dat, nu spune. Evazie. Nu e nimic, nici măcar evazie. A. Nu, atât, dar spune că am înstrăinat. De aia spun. Că am înstrăinat. Deci sunt acuzat și incriminat. Păi tocmai ar trebui să, acum că este... Nu, ar trebui discutat. Adresa, da. Dacă este adresa către Consiliul Local, păi da, dar eu îi dau tot interesul. Și de aceea spun că prima notiță ar trebui să vină cu date concludente. Corect. Pentru... Nu putem să mergem acum să patrulăm pe 57 de hectare.
Dar eu cred că 537 care să vedem care e eligibil și care nu este eligibil. Dar eu cred, dar vreau să spun, pe așa ne cere nouă, nu? Să vedem. Da, el se bate tare. Bun, ce acum? Vin punctual. E bine că sunt lucruri mari, ca și cei care devine foarte bine din intervenție, să putem în discuție. Dumnezeu spune că nu s-a făcut nicio lucrare de întreținere la Pășunea. Dar fac. Pentru că îi scot din arhiva primăriei, când am curățat cu domnul inginer Olteanu, domnul Plot poate știe că tot trece. Partea de la Borșani, partea stângă de Pârâu. Țineți minte? Da, da, da. Am devizele, am ofertele, am licitația. Au oamenii ăștia. Și, mai și Bârca a fost. Și Bârca, partea Pârâu stângă. Peste... Da, Pârâu, Bârla cu... Deci confirmă om. Că îi spune că din 99, din 89 nu s-a făcut nimic pe Pășune. Ceea ce-i minte. S-au făcut drumuri, s-a făcut adăpători, s-a curățat Pășune, s-a dat îngrășăminte. Eu tare mă tem că de azi înainte nu se va mai întâmpla nimic. De la licitația asta. La unii doar, dar la alții nimic. Vă spun eu. Așa o frămână, din noi frămână din 222 de care, să nu 100 de care. Domnul primar, o secundă, dar nu este adevărat pentru că noi crescătorii de animale, fără asociații, am făcut, aveam de făcut un număr de zile pe animal. Până a intrat într-o formă asociativă. Până în 2007. Până în 2007. Fiecare crescător își plătea sau mergea și tăia mărăcini și făcea treabă. În fiecare primăvară. Altă minciună crasă pe care eu o pot dovedi cu documente. Cu documente, cu contract de lucrări. Cam defrișat. Cam dat îngrășământ. Au dumneavoastră, au acte. Dar a fost verificat. Uite, a fost dumnealui prezent. Păi cum poți să spui niște minciuni de astea sfântate? Fără măcar să clipești sau să roșească gâfonazul. Dar Manoli era în asociația. Ia dumneavoastră, ce cer el acum? Ce nu-i convine? Dumneavoastră, în primul rând, că a luat cea mai bună suprafață. Dumneavoastră, știu, e problemă, nici mă interesează. A luat cea mai bună suprafață. Că acum vă mai spun și o chestiune. Credeți dumneavoastră că își va muda o dată domnul Manoli stăra din urmă? Deja batizează. Eu vă întreb pe dumneavoastră, credeți? Păi atunci intervenim. Nu, vă întreb dumneavoastră dacă credeți. Dumneavoastră credeți? Credeți românul de aici? Păi credem dacă... Eu cred că interesează dumneavoastră. Domnul primar, eu cred dacă Consiliul Local o să iau o hotărâre să nu-l mai lasă cu sâna acolo. Bun. Credeți odată, chiar eu nu o ocolesc pe nimeni, credeți odată că doamna Manea, care a licitat și dumneavoastră, își va muta stâna de aici, din centrul comunei, își va muta acolo unde a licitat? Eu nu cred. Nimeni nu credeți că domnul Tutuluș Prisecaru își mută vreodată stâna de aici? Eu am spus-o și o repet. Interesul tuturor, aproape tuturor, nu exagerezi. Adică să nu generalizezi, nu exagerezi. Interesul lor a fost, va intra în posesia unor bani pe care îi vor băga în buzunar. Și o spun cu toată responsabilitatea și cu orice risc. Asta a fost interesul. Stau frumos în luncă și văd pască în luncă și bag și eu vreo 2000 de euro în buzunar. Stau frumos în centrul comun și bag și eu 1000 de euro în buzunar. Stau frumos în luncă. Asta a fost interesul lor. Asta au crezut ei că se va întâmpla. Când au văzut realitatea în teren, unii de... Sunt oameni pe care îi compătimesc. Bă, la tante asta din sărac, care și-au o vacă, păi intră în 4 ani de zile în locul unde a picat ea, a picat foarte rău. În locul unde a picat ea, trebuie să vândă vaca ca să plătească bani la primărie. Dar nu ia bani. Dar nu ia bani. Nu ia bani, bani cereți foarte. Adevăr, sunt oameni nevinovați, au picat oameni. În toate comunele din, după Varea Totușului, din țară, uitați-vă, au fost forme asociative, așa cum a fost Bovis, eu nu vreau Bovis. Puteați fi oricine, puteați fi Maronișe, la orice. S-au făcut ori pe sate, ori pe comună. Și atunci a fost totul la grămadă. Și a știut cum să drămânească banii, s-a făcut un consiliu de administrație. Așa când ăla cu 3 ecrare, ăla cu 6, ăla cu 8, ăla cu 2, nu o să facă. Aia e mic! Așa vor plăti. Absolut nimic. Deci dumneavoastră, dacă dumneavoastră vreți să înființați comisia, nu am dumneavoastră vă cereți să înființați, nu să o înființați. Înființați la numărul 1, la punctul 1 spune că vreți să înființați o comisie. Să vedeți, nu știu ce să vedeți. Să vedeți pe asta, ce să... Pășune. Păi, pășune. Așa. Să vedeți situația actuală a Pășunei, adică cât de degradat este Pășunea. 2. Verificarea documentelor, caietelor de sarcini, nu știu dacă dumneavoastră aveți
această calitate, să verificăm noi atât ca e de sarcini. Dar noi îl dăm, Doamne Ferește, așa și nu știu ce ați putea pune asta, dar după ce se ține o licitație ca să mai verifici un caiet de sarcini, mai bine modifica la el. Nu păi de aia spuneam să îi facem o adresă să ne spună da, punctual, bine, punctual, să mai punctual. Consiliul local, păi eu nu răspund. Domnul președinte. Domnul președinte, dar împreună cu comisia, noi, comisia juridică, juridică, atenție, da. Păi comisia da. Juridică și comisia de agricultură. Atenție, de ce? Dar trebuie să semneze tot Consiliul Local. Pentru că în față, eu nu-i fac răspunsul, nu mie mi s-a adresat. Da, de acord, aici... Așa. Verificarea documentelor, caietelor de sarcini în Coțumân și calculul de redevență. Da, vreau să aveți calitate, să calculați ce redevență și asta, și amenajamentul pastoral, la angel. Cred că s-a exprimat greșit. Asta a fost făcut de special. Nu, dar dacă dați voie, din ce am mai auzit și de la alți oameni care au licitat și au câștigat și au luat pășune în arendă, nu? În concesiuni, concesionat, da. Și acest lucru l-am discutat în ședința când am aprobat acel preț. Mi-aduc aminte, am intervenit de două ori, raportat la acest preț. Și mi s-a spus că acest preț nu poate fi defalcat pe suprafață eligibilă și neeligibilă. Mi s-a spus, eu n-am de unde să știu, da. Mi s-a confirmat, am intervenit. Așa este. Acum intervine exact această problemă în discuția crescătorilor de animale, că de ce să plătească 400 de lei pe hectarul eligibil și tot 400 de lei pe hectarul neeligibil. Asta, nu, am dat un exemplu, 100, cât și e? Și cum e aici cu eligibil și cu neeligibil? Mie mi s-a părut din start acest lucru și de-aia am discutat în acea ședință, că nu, totuși nu mi se pare normal. Nu, știți cum e aici? Că legea e lege, eu am întrebat dacă e legal, dar dacă puteam interveni, trebuia să intervenim. Dacă vă aduceți aminte, am intervenit atunci. Nu, dar s-a spus că prețul este... Și a spus, am luat preț, eu am avut intenția să venim mai jos. Păi, pe suprafața neeligibilă, nu? Măcar pe suprafața neeligibilă, adică care nu este produs. Eu o să vă răspund da, și eu întrebare că nu. Păi mie nu mi se, economic nu mi se pare normal. Știți ce se întâmplă? Haideți să vă spun ce se întâmplă. Hai să vă dau un exemplu, dacă vreți, destul de concret și de clar, ca să înțeleagă tot românul. Aici e exact ca și cum faci un stână și duci 5 capre. 4 bune de lapte, 3 bune de lapte, 2 mai puțin. Dar totdeauna, ce spune, bă, ărea că dă mai mult, se ia una cu alta și se compensează. Și îți dă aceeași cantitate de bună. Eu cred că am fost aici destul de scris. În lege nu spune că pe eligibil plătești atâta, că eu nici nu știam care e eligibil și care nu e eligibil. Nu spune. Dar legea spune un singur lucru, că cel care își încheie contractul are obligație. Că dacă a luat 30 de hectare în concesiune, în închiriere, 10% să-l facă eligibil. Problema mea revine în altă parte și am ajutat. De azi a fost doamna ingineră pe Borșan și pe Bătar. Acolo unde, într-adevăr, nu-l poți transforma în eligibil. Sunt anumite blocuri fizice, unde sunt râchi în țară. Și am fost la fața locului astăzi. Vicele primar a fost cu ingineră, așa cu piciorul, cum îl poate tăna, de aici, poate să spune, și ne-am uitat. Și acolo le-am schimbat amplasamentul. I-am uitat cu amplasamentul. Vă dau cazul lui Bunțor și el fănică bracul, cu femeia asta de aici, și cazul Homer de la Lumță. Deci au venit oameni cu cere. Ce vreau eu să... Și ați mutat pe suprafață neconcesionată. Astăzi. Nu. Da. Suprafață rămasă în care nu a fost la licitație. Și dacă am avut posibilitatea asta, ne-am dat... Dar următoarea licitație... Ne-am dat numai încolo. Următoarea licitație nu mai scoatem pe ăsta care nu e bun. Dar noi am dat tot bun, am zis, că nici nu știu dacă e eligibil în ce fără care l-a dat. Nu l-a dat Negiaș. Negiaș. Acolo nu l-am luat de aici, l-am luat de Mășoară. I-a dat Negiaș, da. Exact. Ce vreau eu să mă interesez? Doar atât vreau să mă interesez. Bun, vreau să vă spun că la 30 de hectare, automat 3 hectare trebuie să le faci eligibile, dacă ai dat. Și în an, tot așa faci și îți crește bani. E 100 de, am înțeles că 100 de euro pe hectare, nu 60, cum spuneam dumneavoastră. Și... Sunt care unii merg și bine. De unde au știut, nu știu. 98. 100 de euro. Bun. Ce vreau eu să mă interesez? Eu atât aș vrea, dacă legea termine. Și trebuie să mă interesez la cei la direcția agricolă, la prefectură, la contencios.
să mă interesez la cei la Curtea de Conturi. Am trei lucruri pe care vreau să le rezolv. Să pot să văd dacă la acei care au teren neeligibil. Să putem reduce redevența la jumătate. Păi asta e. Aici, aici e toată. Și trecută în hotărârea Consiliului Local. Da. Deci nu am fel, nu că viu eu și mă asta. Da. Eu asta atâta vreau să. Dacă pot să ajut oamenii ăștia. Mai mult de atâta, nu pot să ajut. Restul, vă dau comisie juridice, o să vă mânez această asta, în care o să răspundeți număr de înregistrare, doar din registrul nostru, și răspundeți cum credeți dumneavoastră de cuvință. Adică cum credeți? Cum credeți că e legal? Faceți după lege bine, dacă o faceți după bine, trebuie și sub asistența unui personal de specialitate. Trebuie în comisie juridică, un băiat dintre dumneavoastră. Nu știu, eu nu sunt, dar totuși am vrut să-i ajut pe colegi. Nu, care e sunt. Excelent, ajutați. Nu se-i ajută ca idee. Ca idee. Să ceară... Deci ea este către Consiliul Local. Trebuie disecat. Îi dau comisii locale. Comisie juridice și cea de agricultură. Țin, nu e una de alta. Nu știu dacă e una așa aceeași, dar nu e una așa aceeași. Sunt comisii separate. Dar aia, dar trebuie să se numească și consilierii. Chic, el se adresează întregul Consiliul Local. Bun. Și chestia cu străinat. Dacă dumneavoastră cunoașteți, că eu aș fi în străinat, așa. Nu, este că pizdeaua, eu și pizdeaua, când am văzut apia, deci nu s-a înroșit nimic pe calculator, harta când mi-a făcut-o. Exact, dar eu de asta aș veni cu harta. Nu eu vin cu alte. Deci, domne, n-am permis. Domne, eu nu zic că Șerban nu fi intrat 2 metri mai mult. Deci eu n-am stat în greu, că n-am luat pe zghiera fraților. Da, dar nici așa nu. Am intrat pe harta, am luat, am luat. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Domne, dacă are dovada asta, cel mai ușor să scape de primarul.